Cabana pionierilor sau învățătorilor. Era o tabără de creație. În fine, chestii într-o estetică socialistă. Tabără cu temă impusă, nu ca acum. Face artistul ce vrea el. Nu, hai să nu ne lansăm acum în discuția despre infrastructură, că ne apucă dimineața. După Revoluția din 89, Casa Învățătorilor sau Cabana Pionierilor, cum ni se spunea cel mai des, a ajuns la administrarea Direcției Județene pentru Tineret și Sport. Na, l-au câștigat, dar ce au câștigat de fapt? O clădire degradată pe care nu au bani să o întrețină. Adică infrastructura exista, se putea porni de acolo,